Salutare, dragilor! Astăzi vreau să vă fac un review la un parfum de vară, de anotimp cald, de anotimp în care poți să ieși afară, să te duci outdoor, pe munți, pe dealuri, la mare și așa mai departe. Vreau să fac recenzia unui parfum de la casa Azzaro. Parfumul se numește Azzaro Chrome Limited Edition, un parfum scos în 2015 în concentrație eau de toilette. Un parfum care are la bază o notă dominantă de grapefruit, un grapefruit foarte zemos, suculent, un grapefruit roșu, care este dulce, cumva așa, foarte smooth. Un parfum care arată cam așa, cu o sticlă care ne duce direct cu gândul la anotimpul vara. Un parfum care ne duce cu gândul la apa mării, exact așa arată, exact așa este designul ăsta. Îmi place foarte mult sticla, o prezentare foarte ok. Foarte de calitate. Aici avem un capac care vrea să imite ceva aluminiu, dar nu e, e plastic. Sticla în sine foarte faină, albastră, de bună calitate, atomizor ok. Și ca să știm despre ce vorbim, facem și un ritual de ungere. Bă, e extraordinar parfumul ăsta, jur. Chiar dacă nu e zona mea olfactivă, chiar dacă eu sunt îndreptat în cu totul și totul alte zone olfactive, mai grele, mai întunecate, mai așa, parfumul ăsta chiar m-a cucerit de la primul puf. Și vă spun cât se poate de sincer că eu nu prea sunt prieten cu parfumurile citrice, parfumurile astringente, alea acre. Parfumul ăsta atâta e de frumos și de plăcut, încât îți vine să te tot dai cu el. Nota de gref te duce cumva cu gândul la un suc, anume Fruity Fresh de grapefruit. Eu nu sunt băutor de sucuri, de felul meu, nu-mi plac. Singurul suc care mi-a plăcut era Fruity Fresh de gref de la, mă rog, European Drinks, cred că e sucul respectiv. Deci ăla era singurul suc care efectiv emula gustul de grapefruit. Așa e și parfumul ăsta, Azzaro Chrome Limited Edition. Emulează foarte bine, imită foarte bine aroma de grapefruit, un grapefruit roșu, foarte pătrunzător, foarte bun, ca și deja am gura apă de la parfumul ăsta. Îmi place mult că în jurul notei de grapefruit mai roiesc și alte note, mai gravitează și alte note, printre care fructul de acai, bergamotă, ghimbir, mosc, ambră, note lemnoase, note acvatice și multe alte note. Se simt așa puțin câte puțin toate, dar ce pot să spun că de la început până la sfârșit vei primi nota de gref, care este nota dominantă a parfumului și are mici tranziții pe tot parcursul purtării, în sensul în care pornește așa înțepător, ușor înțepător, dar cumva devine așa dulce, purtabilă, smooth, cremoasă, rotundă, fără protuberanțe, ceea ce e foarte tare, foarte mult îmi place chestia asta. Simți toate notele. Mai mult sau mai puțin, adică da, sunt niște note pe care, uite, de exemplu, Yasomiya, care e o notă listată, zic ei, nu se simte, eu simt, sincer nu simt așa ceva, nu mă deranjează absolut deloc. Dar mai simt o notă care este nelistată și anume piper. Puțin, puțin, puțin de tot acolo, numai cât să dea o notă picantă parfumului. Parfumul ăsta se vrea a fi clasic bărbătesc. Bineînțeles, poate să poarte și o femeie dacă dorește lucrul ăsta, de ce nu, e filmul ei. Iar o categorie din care face parte este aromatic-aguatic. Deci este un parfum care te duce direct cu gândul la apă, la apa mării, la apa oceanelor, a lacurilor și așa mai departe. Un parfum foarte fain, un parfum pe care îți recomand să-l adaugi în colecție pentru că chiar este în zona asta de vară, de nu știu ce, primăvară. Și atunci când mergi în stațiune sau când mergi la mare sau practici un turism anume acolo, turism de litoral sau montan sau așa mai departe pe perioada verii, este chiar ok parfumul ăsta să-l iei cu tine și să-l folosești atunci când energia, să zicem, ți-e la pământ după o zi însorită sau după o noapte în care dormi și te trezești și simți că din cauza căldurii ești așa leșinat cumva. Dai două pufuri de Azzaro Chrome Limited Edition și brusc energia ta revine la normal, ceea ce e foarte tare.
La fel și atunci când faci plajă sau când ești pe malul mării și nu mai poți, razele soarelui efectiv te obosesc, de cap te îmbată. Mergi, faci un duș, pulverizezi 2-3 jeturi de așa ceva, Zarochrome, Azarochrome Limited Edition și efectiv îți revii. Simți cum îți revii. Simți cât de bine te simți după acest parfum și ce uplifting de stare fizică îți dă în momentul în care pulverizezi. Bineînțeles, îți oferă și un uplifting emoțional instant. Parfumul ăsta este foarte ușor de înțeles, deci pentru oricine. Chit că ești fan parfumuri grele din alea orientale sau din alea de nișă grele sau chit că ești fan, nu știu, parfumuri din alte zone olfactive, de genul lemnoase sau rășinoase sau eu știu ce parfumuri mai sunt pe acolo, parfumul ăsta cu siguranță îți va plăcea și având în vedere că îmi place mie, care eu personal nu sunt prieten cu parfumurile citrice, nu prea, puține îmi plac și puține parfumuri de vară pot să folosesc eu, pentru că multe dintre ele, 80% sunt foarte acre, foarte astringente, foarte, nu știu, nenorocesc efectiv nasul și îmi dau dureri de cap, culmea. Ăsta, oricât aș pulveriza și am încercat și mai multe jeturi decât practic de obicei și nu s-a întâmplat nimic. Este super ok din punctul ăsta de vedere. Bineînțeles, n-are vârstă parfumul ăsta, deci poți să-l porți când vrei tu, sincer. Deci dacă vrei să-l porți de la 16 ani, de la 18, de la cât vrei tu. Bineînțeles, merge și după 30 de ani. Este bărbătesc, da, este un clasic, este un must have și chiar îl recomand și după 30 de ani pentru că denotă așa puțină masculinitate, o notă distinctivă a masculinității, deși, repet, poate să-l încerce orice femeie și dacă îți place nota de grape, dacă îți place sucul Fruity Fresh de grapefruit, parfumul ăsta este pentru tine, sincer. La evenimente nu mă pricep ce să spun, sincer, oriunde ieși, oriunde faci plimbări, oriunde simți nevoia să evadezi din cotidian, sub razele soarelui, parfumul ăsta poate fi al tău. Bineînțeles, la mare, la plajă, la ocean, unde vrei tu, pe malul unui lac, merge fantastic. Deci este parfumul pe care chiar ți-l recomand să-l cumperi și să-l folosești. Merge și în clubbing, numai acolo recomand ceva parfumuri mai cu vin en coa, cum ar veni, parfumuri mai dulci, mai așa, mai ambrate, mai vaniloase, mai cu tonka, dar și ăsta merge și acolo. Bineînțeles, merge și la birou, este un parfum inofensiv, deci nu deranjezi, nu se întâmplă nimica din punctul ăsta de vedere. Atrage și foarte multe complimente de la fiecare persoană cu care interacționez. Și performanța, dacă e să povestim puțin așa pe scurt de ea, nu este foarte mare, deci e undeva la 5-6 ore de longevitate obțin. Proiecția e bună, deci din moment ce obții complimente, proiecția este foarte ok, n-am treabă din punctul ăsta de vedere. Da, lași și o dâră în urmă dacă asta te interesează, dar până la urmă, na, un parfum eu cred că îl porți pentru tine, bănuie, să-ți dea ție o stare de bine, da. Și cam asta este despre parfumul ăsta. Hai să zicem că nu e all season, că iarna nu prea ar avea putere, dar primăvara-vara merge de minune, chiar și toamna, pentru că acum toamna mai nouă are niște temperaturi mai agreabile, mai acceptabile, mai spre 20 și mult de grade, deci nu mai e toamna friguroasă. Deci din punctul ăsta de vedere merge și toamna. Iarna nu, că nu are putere. Iarna există multe alte parfumuri mult mai puternice pentru anotimpul ăsta. Bun, cam asta este impresia mea despre parfumul ăsta numit Azarochrome Limited Edition. Un parfum pe care te invit să pui mâna, te invit să-l cumperi și să-l folosești, că na, la un moment dat vine și anotimpul fierbinte, vine și canicula verii și nu poți să ieși cu parfumuri foarte, foarte grele, foarte, eu știu, obscure pe malul mării sau la plimbare. Deși nu te oprește nimeni și eu dacă am o pată pe un parfum anume, îl port fără niciun fel de reținere. Dar parfumul ăsta este super ok. Aștept impresiile tale în legătură cu acest parfum numit Azarochrome Limited Edition. Dacă l-ai folosit, mi-ar plăcea să știu care este impresia ta în legătură cu acest parfum. Îți mulțumesc că te-ai uitat și la acest clip și să ne auzim cu bine data viitoare. Ciao!